de felul ăsta. Dar vreau să te rog ceva. Dacă această întâlnire cu doamna Anisie, ministrul educației, ar fi avut loc, care ar fi fost? Probabil ar fi avut mai multe probleme. Câte probleme ar fi vrut să-i pui în discuție? Nu, 3, 4, 5? Aș fi ținut de punctele din scrisoarea mea deschisă, sunt 4 puncte, okay, și aș fi aprofundat pe alea cum s-ar putea pune în practică. Bun, hai să încercăm în seara asta. Sigur, nu avem timpul pentru o dezbatere așa cum ar fi fost, dar pentru cei care au pierdut această dezbatere, care au pierdut de 2 ori această dezbatere, care ar fi fost esența pe care ai fi spus-o ministrul educației în acea dezbatere? Trebuie să ne punem pe fapte. Deci asta, dacă e să o rezumăm, e mult mai mult de atât și trebuie schimbate multe lucruri, dacă îmi permit să dezvolt. În primul și în primul rând, cum ajung oamenii să fie profesori? Pentru că problema pleacă de aici și asta nu o spun eu, o spun companii care au făcut studii aprofundate, o spune OECD-ul. În România, ca să devii profesor, este suficient să faci un modul în facultate. De exemplu, dau un exemplu, mama mea este profesoară de matematică. Mama mea a făcut modulul psihopedagogic la facultatea de matematică, pentru că acolo a dat ea. Este suficient în continuare să faci doar acel modul și să poți deveni profesor. Îți iei diploma, dai examenul de licență, absolvești facultatea și ești profesor. Ai vreo 3 ore de practică. Cam asta e toată practica de care tu ai parte. Trei ore. Până și profesorii se plâng de aceste lucruri. A fost schimbată treaba asta, s-a încercat să schimbe în 2011, s-a dat lege că doar prin masteratul didactic mai poți ajunge profesor. Aia e o chestie mult mai dezvoltată. Trebuie să înțelegem că nu e necesar ca un profesor să știe doar teorie. Cel mai bun matematician nu este cel mai bun profesor de matematică. Corect. Automat. Trebuie să ai toate acele skill-uri pedagogice, trebuie să ai skill-uri psihologice, să înțelegi cum să comunici cu copiii, să înțelegi cum să-i faci să fie curioși, să știi cum să spui o poveste chiar și în matematică sau în chimie. Acolo avem lacune imense. Ar trebui să poți să devii profesor, să faci un masterat didactic, nu doar un PPDD. Tu poți să pici jumate din examenele de la facultate și tot poți să apici să faci modulul ăla, să iei și să devii profesor. Nu e ok. Nu e deloc ok. Desigur, aici, dacă avem pretenția de la profesor să facă lucrurile astea, cred că ar trebui să vorbim și de niște salarii mai ridicate și, în general, de un respect ridicat pentru această meserie. Și asta se poate face, poate pentru mulți, sună așa, banal ce spun, prin marketing de țară, prin marketing pentru învățământ. Așa transform învățământul într-o meserie atractivă, așa au făcut celelalte țări. Asta se face prin investiții, desigur, trebuie să investești bani aici, trebuie să investești cei 6% din PIB, așa cum scrie în lege. Corect. După aia ai digitalizarea educației. Ce am spus legat de e-learning, mai e încă o componentă, biblioteca școlară virtuală, unde să poți găsi cărțile de care ai nevoie, operele pe care trebuie să le studiezi, să le poți găsi în format digital. Lucrurile astea sunt în lege de atâta timp și nu există nicio scuză pentru care nu sunt puse în aplicare, nici măcar scuza că nu sunt bani, pentru că pe lângă că putem accesa fonduri europene, vă dau acum în scris că sunt companii imense, corporații imense care sunt dispuse să o facă gratis. O fac gratis. Pentru că acele companii realizează ceva ce statul nostru nu realizează. Avem tineri mai educați, pe termen lung, avem creștere economică și ele vor face mai mulți bani.